Conducerea PSD Satu Mare a participat în acest sfârșit de săptămână la lansarea candidaților PSD-UNPR-PC pentru Parlamentul European. Odată cu lansarea sloganurilor "Mândri că suntem români" și "România puternică în Europa", liderii au aflat că, dacă o vor cere, Victor Ponta va candida la președinție. La evenimentul din capitală au participat președintele PSD, premierul Victor Ponta, președintele UNPR Gabriel Oprea, președintele PC Daniel Constantin, precum și majoritatea liderilor celor trei partide, dar și președintele Parlamentului European și candidatul Partidului Socialist European pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, Martin Schulz, respectiv Serghei Stanișev, liderul socialiștilor europeni. În sală au fost prezenți printre cei peste 10.000 de participanți și aproximativ 55 de socialdemocrați din Satu Mare, președintele PSD și vicepreședintele Consiliului Județean, Mircea Govor, președintele executiv și primarul municipiului, Dorel Coica, parlamentarul Octavian Petric, președintele TSD Raul Băbțan, primar și membrii marcanți ai organizației județene care îl susțin pe candidatul PSD Ioan Mircea Pașcu pentru un nou mandat în Parlamentul European. Președintele executiv al PSD Liviu Dragnea, șef de campanie al partidului, a afirmat sâmbătă la lansarea candidaților PSD-UNPR-PC la Parlamentul European că promite că va conduce alianța și de această dată la victorie. Anunțul de azi al președintelui Victor Ponta este un anunț important. Este un anunț așteptat de membrii și simpatizanții PSD. Practic, Victor Ponta astăzi a lansat o întrebare serioasă partidului și partidul, sunt sigur că într-un timp rezonabil, îi va răspunde. Liderul național al PSD, Victor Ponta, a spus că alianța va fi câștigătoare inclusiv în noiembrie 2014. Acesta a precizat că scorul pe care și l-a asumat PSD la alegerile din 25 mai este de 35%, arătând că acesta ar fi unul realist și foarte bun, cel mai bun obținut de formațiunea sa la euroalegeri. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, invitat la lansarea candidaților, a spus că nu va accepta niciodată ideea că există cetățeni europeni de rangul 1 și 2. El a arătat că dacă va ajunge președinte al Comisiei Europene, fiind desemnat candidat pentru această funcție din partea socialiștilor europeni, prima sa prioritate va fi crearea locurilor de muncă. La Satu Mare s-a desfășurat ieri și astăzi o nouă ediție a International Dog Show, eveniment organizat de Asociația Kinologică Română Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare. La deschiderea competiției au participat primarul municipiului Dorel Coica, viceprimarul Radu Roca, vicepreședintele Asociației Kinologice Române Petru Muntean și președintele Asociației Kinologice Filiala Satu Mare, dr. Jolt Molnar. Este o expoziție deosebită, 24 de țări participante, e un lucru extraordinar pentru municipiul Satu Mare. Felicit pe domnul doctor pentru organizare, este excepțional. Foarte, foarte mulți câini, foarte mulți oameni. Mă bucur extrem de mult că sunt atât de mulți participanți. Este o ediție foarte reușită, probabil cea mai reușită până acum și următoarele vor fi de o calitate și mai bună și mai bună. În competiția din acest an au fost înscriși peste 2200 de câini din mai mult de 160 de rase din 24 de țări, fiind înscriși participanți și de peste ocean din Statele Unite ale Americii, respectiv Puerto Rico, dar și din toate țările europene. Anul acesta avem peste 760 de participanți pe expoziție, deci peste 2200 de câini. Acum pot să vă spun că am încercat să organizăm această expoziție să fie ceva mai specială, nu numai ca să știm că în Satu Mare se organizează așa expoziții, dar să știți că de 25 de ani fac treaba asta. Acum am aniversez. Și am încercat să fie și o aniversare pentru noi, să fie o expoziție cât de mare. Anul acesta s-au disputat 3 competiții. Astfel, sâmbătă dimineață s-a desfășurat expoziția națională, la care au participat 713 câini. Am participat la grupa 2, ciobănesc de Asia Centrală, femelă și mascul. Femeia am câștigat locul 1, mascul doar locul 2, dar sperăm că pe viitor să fie mai bine, să fie mai ok. Tot sâmbătă după amiază s-a desfășurat expoziția internațională CACIB, care a avut 760 de participanți. S-a concurat pentru numeroase titluri, cel mai râvnit fiind cel de campion la Best in Show.
Azi, la expoziția de campionat CACIB, au participat 755 de câini care au concurat atât pentru titlul de Best in Show, cât și pentru titlul de campion suprem Best in Show. Au participat cei mai frumoși 6 câini, dintre care 3 juniori și 3 adulți, desemnați în cadrul celor 3 expoziții. Satul Mare a 3 oară. Și la ce categorie? La toate categoriile. Bineînțeles. Best Papi, femelă campion junior, mascul excelent 1, rezultate bune. Juriul care a ales cei mai frumoși câini în cadrul acestei competiții a fost format din arbitrii de renume internațional, aceștia fiind din Rusia, Italia, Serbia, Germania, Austria, Ucraina, Ungaria și România. Câinii participanți au fost urmăriți de numeroși spectatori care s-au aflat în weekend în piața de pe Bulevardul Independenței din Satu Mare. Biblioteca Județeană, instituție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Satu Mare, organizează marți, 29 aprilie, cea de-a doua ediție a campaniei Pedalez pentru Bibliotecă. Evenimentul va debuta la ora 11 în fața Bibliotecii Județene Satu Mare cu înregistrarea participanților, iar startul se va da la 12 fix. Bicicliștii vor pedala roată la roată pe un traseu bine stabilit sub escorta poliției rutiere până în Grădina Romei. Acolo, în timpul unui bine meritat repaus de o jumătate de oră, participanții vor avea parte de surprize pregătite de organizatori. Traseul de retur va avea finișul pe platoul din fața Consiliului Județean, unde organizatorii au pregătit alte surprize. Eveniment unic în țară, Pedalez pentru Bibliotecă este o campanie de promovare și susținere a bibliotecii, a lecturii și a serviciilor oferite de biblioteca publică, apelând la o modalitate ecologică de transport, bicicleta. Prima ediție a evenimentului Pedalez pentru Bibliotecă a fost premiată la secțiunea Impact, Advocacy și Mobilizarea Comunității în cadrul conferinței naționale Future Libraries, desfășurată la finele anului trecut la București. Interpreta sătmăreană Georgeta Govor și-a lansat sâmbătă la Muzeul Județean primul compact disc de muzică folk. CD-ul conține compoziții muzicale ale artistei pe textele create de poeți sătmăreni. Deși cânt muzică folk de mai mulți ani, iată că acum am reușit să lansăm primul album de muzică folk, bineînțeles, intitulat Te-am căutat. Inedit ar fi faptul că acest CD conține compoziții proprii pe creațiile poeților sătmăreni, cum ar fi Ion Bala, Ioan Sălăjanu, Ovidiu Suciu, și asta pentru că poezia sătmăreană nu este cu nimic mai prejos de cea națională. Vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți la acest eveniment, tuturor colaboratorilor mei, soțului meu, bineînțeles, familiei Ghilia, aș vrea să mulțumesc lui Adrian Păunescu, Emilian Onciu, Octavian Bud, pentru tot ceea ce înseamnă și a însemnat pentru mine Cenaclul Flacăra. În cadrul evenimentului de lansare a CD-ului, cei prezenți au avut ocazia să-i asculte pe o parte dintre artiștii folk sătmăreni în duet cu artista Georgeta Govor. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul ședinței Cenaclului Afirmarea. Participanții au asistat și la o nouă apariție editorială semnată de Mihai Sas. Omul de cenușă este primul volum de poezie al autorului și a patra carte scrisă de acesta. Este a patra, anul trecut mi-a apărut 3 de proză scurtă și am promis anul trecut că voi scrie o cărticică de poezie. Și m-am ținut de cuvânt. Deci asta ar fi a patra. Deci și prima ca poezie. Cum se intitulează? Omul de cenușe. O să ziceți de ce am dat așa un titlu. Pentru că ne înconjoară războiul acum. Știți? Și e aici o mică poezioară care spune că copiii fac om din zăpadă. Când nu este zăpadă, fac om
din iarbă. Când nu este iarbă, fac din frunză de brusturi. Când nu va mai fi nici frunză de brusturi, o face din pământ. Când nu va fi nici pământ, atunci un om va zbura și se va transforma în cenușă și atunci nu vor mai fi nici copii. Asta este titlul și mesajul. Foarte frumos. Cui se adresează această carte? Păi, nu zic că se adresează. Scris-o pentru cineva? Nu, nu. Dar își vor regăsi pe acolo, pe undeva locul, cunoștințe de ale mele, poate iubite de ale mele, din tinerețe, dar oricine se poate regăsi. În cuvântul său, omul de cultură Voicu de Rusu a arătat că prin lansarea CD-ului Georgetei Govor se confirmă faptul că la Satu Mare folcul a rămas viu și că e un gen muzical peren, iar poetul Ioan Rațiu din București a precizat că școala de poezie sătmăreană este foarte bine apreciată în capitală. Primăria municipiului Zalău intenționează să amenajeze 18 locuri de parcare și spații verzi în cartierul Simion Bărnuțiu, pe strada Sfânta Vineri, în zona blocurilor B22-A10, în imediata vecinătate a Spitalului Județean de Urgență. Dacă proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor locali în ședința de luni, 28 aprilie, va trece, garajele din această zonă vor fi demolate pentru a se amenaja locuri de parcare și spații verzi. Clauzele din contractele de închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate garajele prevăd posibilitatea încetării acestora la inițiativa oricărei părți, cu o notificare prealabilă de 15 zile a celeilalte părți. În acest caz, proprietarul garajului are obligația de a elibera locul unde este amplasat garajul în termen de 30 de zile de la data încetării. În caz contrar, se va proceda la demolarea garajelor de către Primăria Zalău pe cheltuiala proprietarului. Tinerii socialdemocrați din Odoreu au organizat sâmbătă o amplă campanie de dezinsecție, îndreptată în special pentru combaterea căpușelor în locurile de joacă și de agrement din comună. Coordonați de președintele TSD Odoreu, Marius Ardelean, tinerii odoreni au executat o serie de lucrări de dezinsecție în locul de joacă din curtea școlii gimnaziale, spațiul verde unde weekendul următor vor avea loc manifestările dedicate zilelor comunei Odoreu. În parculețul din fața primăriei, pe spațiul verde din jurul blocului ANL, a dispensarului uman și a arenei sportive din comună. TSD Odoreu, la fel ca și până acum, vine cu acțiuni benefice pentru comunitate. Ne-am gândit să facem o dezinsecție împotriva căpușelor. Căpușe care pot provoca, deși sunt ele așa micuțe, pot provoca multă suferință, chiar până la deces. Și am ales cu organizația de tinere, pe care felicit că se mobilizează de fiecare dată exemplar, am ales să facem o dezinsecție împotriva căpușelor, ținând cont că se apropie și zilele comune Odoreu. Prin acțiunea TSD Odoreu dezinsecție împotriva căpușelor vrem să sensibilizăm puțin conducerea județeană. Acțiunea tinerilor socialdemocrați din Odoreu a fost apreciată de locuitorii comunei, care consideră că acestea ar trebui să aibă loc mai des și la nivel județean. Acțiunea este foarte bună din punctul de vedere a sănătății umane. Al sănătății, pentru că sunt foarte multe probleme din cauza înțepării cu căpușe. În fiecare an ar trebui continuată treaba asta și o să aibă 100% un impact foarte puternic față de populația noastră, față de tineret, față de copii și față de noi toți. În total, la acțiunea de dezinsecție au participat 20 de tineri socialdemocrați, fiind consumați peste 200 de litri de soluție de dezinsecție pusă la dispoziție de Primăria Comunei Odoreu. Clubul tinerilor experți contabili din Satu Mare se implică activ într-o campanie care se desfășoară la nivel național. Astfel, sâmbătă, aceștia au participat la prima acțiune locală privind curățenia de primăvară. Fundația Măreție și Talent, în colaborare cu Clubul tinerilor experți contabili, a demarat această acțiune la nivelul întregii țări privind curățenia de primăvară și
ca acest lucru fiind o educație civică pentru tineretul din întreaga țară. Sigur că local, filiala CECAR Satu Mare, împreună cu alte organizații de tineret, am convenit să demarăm astăzi, 26 aprilie, această acțiune și am stabilit de comun un traseu pe malul digului, având în vedere că la 1 mai se deschide ștrandul municipal și cele două diguri ale Someșului și pe urmă ne orientăm în funcție de locurile unde ar fi necesară acțiunea noastră. De asemenea, tinerii din diferite organizații au posibilitatea să se cunoască și la final o să avem un program de socializare. Pe lângă munca voluntară în folosul comunității, tinerii experți contabili din Satu Mare au avut ocazia să socializeze, schimbând între ei aspecte ce țin de profesie. Atmosferă electrizantă, sâmbătă cea de-a 6-a ediție a concursului internațional de hip-hop și breakdance Bounce 2014. Competiția a fost organizată de clubul Crazy Dancers din Satu Mare în colaborare cu Primăria Municipiului, Consiliul Local Satu Mare și Centrul Cultural Geme Zanfirescu. Show-ul a fost prezentat de colegul nostru, DJ Gabi, iar atmosfera a fost întreținută de DJ Funny din Oradea. La această competiție, care s-a desfășurat în Sala Mare a Casei de Cultura sindicatelor, au participat peste 400 de dansatori de la 29 de echipe din Oradea, Arad, București, Bistrița, Marghita, Curtuiușeni, Tarcea, Cluj, Satu Mare și Mateișalca, Ungaria. La competiția din acest an, sătmărenii au luat 7 premii, iar cei din Oradea au obținut 9 locuri întâi, cele mai multe din cadrul acestei competiții. Olimpia a câștigat cu emoții duelul pentru locul 7 cu CS Mioveni după un meci în care oaspeții au punctat la impresia artistică, iar elevii lui CIC pe tabelă. În fața a doar 500 de spectatori, Olimpia a avut un start perfect de meci și la prima fază de poartă a reușit să deschidă scorul. Neobositul Gavrilescu a pătruns pe dreapta și a centrat perfect pentru Faur, care din 6 metri l-a învins fără probleme pe Popescu. 1-0 în minutul 11. Avea să fie prima și din păcate și ultima acțiune periculoasă a sătmărenilor în prima repriză. Argeșenii, cu un mijloc extrem de mobil, au pus stăpânire pe joc și au condus ostilitățile. Năstăsie, Cotigă, Vintilă și Mazilu l-au pus serios la treabă pe portarul Miron, iar imediat după pauză Mioveniul avea să egaleze. După o cursă pe dreapta a lui Mazilu, în minutul 49, acesta centrează în fața porții, de unde mingea se lovește de Vintilă și intră în plasă. Antrenorul Tibicic simte că echipa scârție și mută ofensiv. Faur îi lasă locul lui Lemac, iar Bujor lui Feier. Iar practic din minutul 60 jocul se schimbă. Feier își începe recitalul pe stânga cu o centrare pentru Boștină, care trimite puțin alături din 6 metri în minutul 64. Peste alte două minute, același Feier pătrunde excelent și îl servește din nou pe Boștină, iar acesta nu-l poate învinge din 4 metri pe Popescu. Tot Feier mai inventează o nouă centrare, doar că nici Villan nu e mai inspirat și singur la 11 metri mijlocașul nostru trimite defectuos cu capul mult peste. Argeșenii nu mai au replică și în minutul 74 vine și golul izbăvitor. Lemac insistă la mijlocul terenului, recuperează și de la 25 de metri îl execută pe Popescu cu un șut plasat în colțul din dreapta. 2-1. Mureșan își trece și el în cont o execuție deosebită de la 30 de metri, doar că mingea ocolește de puțin poarta argeșenilor. Ultimele minute se joacă pe contre, argeșenii caută egalarea, doar că Aiza și Mazilu nu găsesc ținta și irosesc ultimele oportunități în prelungiri. Olimpia revine pe locul 7 și practic nu mai are emoții în privința retrogradării. Etapa următoare, elevii lui CIC vor juca pe 3 mai la Oradea cu FC Bihor. Antrenorul oaspeților, Marius Stoica, era extrem de dezamăgit de rezultatul de la finalul partidei. În ciuda înfrângerii, acesta și-a felicitat jucătorii și a amintit că poate oboseala drumului a făcut ca echipa lui să piardă pe final. Acesta a recunoscut că acest sistem nu avantajează pe nimeni și
că singura motivație pentru etapele rămase de jucat este să vadă la lucru jucători tineri și să pregătească strategia pentru sezonul viitor. O deplasare destul de lungă, cu 550 de kilometri, vă dați seama, să pleci cu o zi înainte, să pleci dimineața la ora 8, să ajungi seara la ora 8, vă dați seama, este foarte greu. Chiar a fost sufocant pentru că a fost destul de cald și a pus amprenta, eu știu, oboseala drumului asupra unor jucători. În opinia noastră, care este motivația pentru care se joacă acest play-off? Vă dați seama, motivația va exista pentru că fiecare are un lot numeros. Noi, din punctul meu de vedere, nu stăm rău cu cei de la Satu Mare și putem să vedem anumiți jucători pentru viitorul campionat. O să încercăm să câștigăm partidele cum de altfel ne pregătim pentru fiecare etapă, indiferent dacă astăzi joacă unii sau alții, e normal să-i respectăm pe toți și trebuie să-i vedem și la treabă. Antrenorul Olimpiei l-a adus pe mijlocașul Dan Gavrilescu la conferința de presă pe care l-a caracterizat ca fiind un exemplu de ambiție, dăruire și devotament. Apoi a amintit că prefera să bată Mioveniul în etapa 21 la Pitești. Suntem după un alt meci greu. Cum să zic eu, putea să termine și egal și să câștige adversarii. Asta e adevărat. O echipă bună. După părerea mea, nu știu dacă este o echipă mai tehnică, mai colectivă, așa închegată și, să zic așa, cu posesie bună cum e Mioveniul în Liga a doua, seria noastră. Nici Craiova, nici Vâlcea, nici Bistrița, nimeni. Mă mir puțin că au sunt unde sunt. Am înțeles că au ceva probleme, vedeți, și au efect și asupra jocului. Dar, pe total, până la urmă putem să jucăm, să câștigăm și cu mai mare diferență. Eveniment important petrecut sâmbătă la sala de sport a Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Carei, după 25 de ani, Careiul a găzduit o gală de box, campionatul județean. La start s-au aliniat 24 de pugiliști de la cele patru cluburi, CS Voința, SAB Gomez Carei, CS Unio și AS Olimpia Căuaș. Organizatorii, Asociația Județeană de Box, reprezentată de președintele Ioan Gavriș și secretarul general Florin Mulcuțan, Direcția Județeană de Sport și Tineret, reprezentată la competiție de consilierul Alexandru Simon, și cluburile participante au făcut tot posibilul ca această gală să se desfășoare în cele mai bune condiții. Pe un ring cochet pus la dispoziție de președintele de la CS Voința, Ioan Ghere, cei aproximativ 200 de spectatori au putut viziona 12 meciuri interesante la toate categoriile de vârstă și greutate, fete și băieți. Invitați de onoare au fost Valdemar Cucereanu, fost medaliat la mondiale și europene, dar și arbitrul internațional AIBA, Viorel Plosca. Acesta i-a înmânat din partea Federației Române de Box un mic cadou secretarului Florin Mulcuțan pentru organizarea și promovarea acestui eveniment. Cel mai frumos meci a fost cel dintre Adrian Lazor de la CS Voința și Chereche Ștefan de la Olimpia Căuaș, duel care a oferit un spectacol frumos, lumea prezentă aplaudând în picioare evoluția celor doi. După încheierea meciurilor din ring s-au întocmit clasamentele, iar fiecare participant a fost recompensat cu diplome, medalii și tricouri. Sunt foarte mulțumit de copiii pe care i-am avut, deși au boxat la categorii diferite. Experiența se primește într-adevăr boxând cât mai multe competiții și a contat foarte mult, în special pentru fete, care se apropie finala Cupei României, care va avea loc la Tulcea. Au fost 12 meciuri spectaculoase cu sportivi strict numai din județul Satu Mare. De la cele patru cluburi, mă scuzați, am emoții. Voința Satu Mare, SAB Gomez Carei, Olimpia Căuaș și Unio Satu Mare. Ceea ce a fost aici au fost doar niște meciuri de verificare pentru cluburile, cele patru cluburi care sunt în Satu Mare. Sunt copii cu potențial, dar este foarte greu să îi ții foarte mult și să poți să spui de acum, da, e un viitor campion sau deocamdată
sunt la început ei, pentru că de foarte mulți ani n-a mai fost box în Satu Mare. Cel puțin din câte știu eu, de prin anul 1997 s-a boxat ultima dată la Satu Mare. A fost o zonă atunci, că se boxa pe zone. De atunci eu nu mai știu să fi fost box în Satu Mare. În schimb, a venit suflul nou la AJB, prin domnul Florin Munculțan, a cărui am înțeles, după cât am înțeles eu, dânsul a renăscut boxul sătmărean și se implică foarte mult în tot ceea ce face, cel puțin în box. În final, antrenorii și organizatorii au ținut să laude această inițiativă și să mulțumească tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibilă această reușită. Aici îi amintim pe Ioan Ghere, DJST, AJB, dar și directorul Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din Carei, Adrian Micovski. Sâmbătă, poligonul ACR din Satu Mare a fost gazda etapei a doua ediției cu numărul 9 a campionatului național de rally sprint. Dacă în prima etapă ploaia le-a creat probleme piloților, de această dată soarele a ieșit dintre nori. În organizarea ACR Satu Mare, clubului sportiv Autokarting Riders și primăriei Satu Mare, etapa a aliniat la start din nou 36 de concurenți din Baia Mare, Dej, Livada și Satu Mare, în trecerea adresându-se atât piloților licențiați cât și celor fără licență. Concursul s-a desfășurat conform regulamentului, împărțiți în cele 8 grupe. Suntem într-adevăr la a doua etapă a ediției a noua a campionatului național de rally sprint. Momentan pe pistă se află chiar Maier Richard, campionul de anul trecut. Sunt înscriși 36 de concurenți, tot așa din localitățile pe care le cunoaștem, care vin de obicei. Nu pot să vă spun că au venit tineri, doi tineri care au venit, care n-au fost încă la acest campionat. După cum cunoașteți, vrem să promovăm în rândul tinerilor. Tineri între 8 și 18 ani, teoretic nici nu avem de 8 ani, avem de 10 ani cea mai tânără concurentă, dar sunt 10 concurenți tineri. Conform regulamentului, fiecare pilot poate concura la două grupe diferite, dar prima grupă este cea în care se încadrează, iar cea de-a doua este grupa Open și un pilot poate participa cu maxim două autoturisme. În acest an, organizatorii au programat 5 etape în diferite locații, printre care amintim centrul nou al municipiului Satu Mare sau centrul municipiului Carei. Etapa a treia a campionatului de rally sprint va avea loc în luna iunie în municipiul Carei.